Bună seara și ne-am regăsit. Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție Arcultura. Ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care sunteți alături de noi, sunt Dan Pârvu. De această dată am plăcerea de a avea alături pe Dan Popescu, curator al Galeriei Hart. Dragă Dan, bine ai revenit. Bine te-am regăsit. Uite, ne mai întâlnim și noi așa din când în când cu ocazii foarte, foarte importante. Pentru mine cel puțin, de asta te-am chemat, așadar vom vorbi despre noul record înregistrat de Brâncuș și a devenit așa că un fel de așteptare perpetuare. Mai spargem un record la vânzări, 71 de milioane de dolari, portretul lui Nancy Cunard sau La Jeune Fille Sophistiquée, care s-a petrecut relativ de curând la Christie's New York. Am făcut o mică cercetare pentru că este a treia cea mai bine vândută sculptură din lume la ora asta. Prima trebuie să fie un Giacometti. Două, primele două sunt Giacometti, L'Homme aux Doigts și L'Homme qui marche. Ca să se știe. Prima variantă, nu se confunda. 141 de milioane, 117 milioane respectiv. Așadar, stăm bine, suntem pe podium. Avem al doilea cel mai bine vândut sculptor din lume. Adică noi românii. Noi, cumva, nu? E și al nostru, nu? Da, ce să zic. Astea sunt evenimente extra-artistice și care contează... Extraterestre, credeam că o să spui. Extra-artistice, să le zicem. În sensul că n-au legătură cu arta și sunt deja... Ce se întâmplă cu lucrările vii în momentul în care au murit și au devenit moaște? Și ele nu mai neapărat, nu mai creează artă nouă, iar în condițiile în care sunt atașate și etichete de tipul ăsta, 71 de miliarde de mii de milioane de miliarde de zerouri, de zerouri, de zerouri, deja lucrurile, iată, nu mai au adică un artist, spre exemplu, tânăr care are cât de cât dorința de a, să zicem, aduce ceva nou sau de a duce mai departe, practic, arta, pentru că ea nu s-a încheiat cu Brâncuș, nu? Nu. Și nici cu artistul tânăr de acum, care va îmbătrâni și el. Exact. Sau cel puțin asta e speranța noastră. Dar obsesia unui artist tânăr este să fie totuși original, să fie în răspăr, să fie ce, să aducă o... să iasă un pic în peisajul, în peisaj, să nu fie conformist. Ori așa ceva... O astfel de știre este ceva mai jos decât un titlu din Click sau Libertatea. Adică e tabloid pur. Asta impresionează. Miliardele astea și milioanele astea impresionează oamenii care nu au de-a face, de fapt, cu arta. Trebuie spus. N-o să spună nimeni. Politicienii, e o știre foarte bună pentru politicieni și pentru... Ca să-și facă tricor cu ea? Și pentru, exact, și pentru oameni cu un spirit patriotic mai bine definit în sensul ăsta, dar ea, de fapt, nu e utilă deloc pentru artiști, pentru practicieni. Ba, aș putea spune că nu face altceva decât să-l înstrăineze pe Brâncuș de o eventuală, să zicem, un eventual efect în arta momentului. Ai zis multe lucruri și nu neapărat care să ne bucure. Totuși, hai să le luăm, pe rând. Cum de se întâmplă așa ceva? Asta e interesul ascultătorilor noștri. Cum se întâmplă ca un obiect mic, da, sculptat sau pictat sau nu știu ce, să facă... Șlefuit, bronzat. Exact, o cârpă... Pus pe un soclu de marmură în cazul nostru aici. În cazul de față, da, un bronz pe un soclu de marmură sau în cazul unei picturi, o cârpă colorată cu niște culori... Să facă atâtea milioane, nu? Ați văzut Salvator Mundi? Da, cu... 400 parcă, nu mai știu la cât s-a ajuns. Ceva de milioane. Da. Și nici nu știu să știe măcar de ce dacă se întâmplă? Este al lui Leonardo sau nu. Evident. Unii spun că... Dar altfel e frumos. De ce se întâmplă? Cum e cu putință așa ceva? Păi e cu putință pentru că teoria valoare munca lui Marx nu funcționează aici. Ea funcționează în...
dacă pentru ascultători, Marx a fost totuși responsabil cu o idee economică destul de bine, care încă funcționează. Teoria valoare-muncă. Mai precis, cum stabilești prețul unui obiect? Dar nu e singurul care se ocupa de economie e adevărat, și cu succes. Dar el a pus bazele acestei gândiri. Și teoria valoare-muncă spune că prețul respectiv este munca depusă plus costul materialelor, plus timpul alocat, plus, în fine, lucrurile așa zis obiective. Până și Marx spunea că în cazul artei, da, prețul materialelor plus timpul plus eu știu sudoarea frunții nu face cât lingurița cu care a fost mâncat creierul, cât este vândut, chiar și când e vorba despre, să zicem, lucrări de tip Toamna pe lac, luate la Mamaia, pictate ad hoc la Mamaia, și acelea apus de soare la tecrighe, exact. Chiciu absolut vândut la Mamaia, să zicem, pe plajă, și el este vândut mult mai scump decât suma tuturor datelor elementelor obiective. Și atunci Marx zicea că e vorba despre o valoare fantomă. El n-a intrat în detalii. În cazul de față, în zona, să zicem, obiectelor simbolice, e vorba de o valoare fantomă. Trebuie să luăm în serios această spusă? Păi, ideea este omul că se hrănește cu fantome, construiește cultură pe bază de fantome. Dar ideea este, întrebarea inițială era cum de e cu putință ca un obiect simbolic, nu? Să facă milioane, da, nu? Milioane. De la 1000 la milioane. Cu 5000 de dolari a fost achiziționată inițial această lucrare, chiar din atelierul al artistului. La vremea respectivă. Da, 5000 de dolari însemna ceva mai mult decât înseamnă acum. Da. Mult mai mult. Dar niciun caz 71 de milioane. Evident. Bun. Ideea este că această valoare fantomă poate fi oricât. Mai zăpăci cu această valoare fantomă. Da. Hai să sărim din nu, de ce să sărim? Pentru că nu-mi place formularea, pentru că este inexactă, este injustă, nu. Și este patant așa. Nu există preț corect pentru o lucrare de aia. Este altceva, nu înseamnă că o valoare poate să fie fantomizată pe baza unei simple aserțiuni. Păi nu, acel brâncuș poate să facă și 1000 de dolari la ora actuală, la fel cum poate să facă și 71 de milioane. Depinde de cumpărător. Evident. Asta este ceea ce vrei să spui, da? Și ce vreau să spun este că totul depinde, este de fapt un joc al marilor bogătani, pentru că cei care cumpără nu sunt niște, să zicem, nici măcar niște state, să zici, niște muzee care țin de un anumit stat național. Să zici că totuși e un efort, să zicem, național. Nu. Sunt niște mari bogătani, mari miliardari, a căror una dintre preocupările importante ale lor este ce să facă cu banii, mai precis. Cum să găsească cele mai mici obiecte care să aibă preț inestimabil, nu? Adică cele mai scumpe și mici obiecte. E un fel de mic sport sângeros. Gândește-te că elitist, vrei să spui, da? Da, pentru că fiecare sacrifică tot mai mulți. Da, și și oamenii care bani pentru a-și dovedi puterea, nu? Exact, de cumpărare. Arta nu e acolo, este un joc al bogătanilor și noi stăm aici și nu facem altceva decât să punem paie pe foc la acest joc la care nici măcar nu participăm decât prin venerație. Noi alimentăm cu venerație jocul acestor mari bogătani, când de fapt arta nu e acolo, când Brâncuș nu mai este, că a murit, da? Când el este jumătate a fost român, dar jumătate din viață și a petrecut-o altundeva. Dar s-a păstrat ca român, s-a construit ca român, deci nu s-a lepădat sub nicio formă. Sunt perfect, dar aș fi vrut să lupte în război, by the way. Așa că asta trebuie spus. Poate să fie un model de românitate. E adevărat, asumat. E adevărat. Da. Da, dar el nu mai există și el nu mai este, iar aceste, cred că l-ar fi derutat și enervat situațiile astea și chiar și pe el. Adică să vadă acum, el avea, țin minte, știu că avea un dispreț suveran față de banchieri, își ținea banii la saltea, la propriu, ca țăranii, da? La saltea. A avut 1 milion de franci, parcă, la saltea, totuși, când a murit. Această sculptură a fost achiziționată
de un deținător al unei linii maritime comerciale. Da. Un om oarecare. Deci, de la început a fost un joc al bogătanilor, da? Da. Bun. Dar dacă, apropo, hai să punem totuși, dacă tot vrem să fim cât mai așa corozivi și cât mai direcționați pe discuția asta. Nu avem de ce să ne mândrim cu asta. Stai puțin, hai să relativizăm puțin și aceste absoluturi vis-a-vis și de Brâncuș. Dacă tu spuneai că ar fi avut un dispreț atât de suveran pentru oamenii din categoria asta, nu ar fi avut de-a face cu un deținător al unei linii maritime comerciale care să-i dea, uite, dragă, portretul chiar al fiicei, așa pe care l-am făcut eu, fără să-i fi fost model. Păi da, da. Acum, uite, lucrurile sunt relative. De asta nu-mi place nici formularea aia cu fantoma, care este absolut aberantă. De ce? Pentru că nu-mi place nici absolutizarea jocului sângeros al celor bogați. Pentru că există o zonă a obiectelor simbolice, unde prin definiție arta este suverană, da? Dar și matematica se joacă cu obiecte simbolice, așa că așa. Întrecere fiind. Dar noi ne ținem de ceea ce face prima pagină a tabloidelor, așa după cum l-ai denumit tu, de altă factură. În zona obiectelor simbolice întotdeauna este vorba de un mai mult care se dezvoltă în timp și care trebuie descoperit cu fiecare generație, cu fiecare individ. Deci, în momentul în care un tip ca Marx vine și spune aici, e vorba de o valoare fantomă, neagă din capul locului acest potențial infinit de dezvoltare valorică, pe cale simbolică, repet, a acelui obiect. De aici, în a specula financiar pe piață, cât se poate, din această schemă care trebuie spusă din capul locului, pentru că ar părea că totul este un joc între mari șarlatani în care intervin niște mediatori la fel de șarlatani, cum ar fi casele de licitație, și atunci nu am fi chiar tu ceea ai, ce... Tu ai spus-o. Păi nu, n-ar fi ceea ce trebuie, pentru că nu este asta. Ba, este nu exact. Este, nu e. Este. Pentru că atâta vreme cât există acest potențial dezvoltare infinită a valorii obiectului respectiv, atunci aceste plusări pe piață pot fi justificate la fel de infinit. Dar nu spui problema de ce, spre exemplu, un Lamborghini nu poate să aibă acest caracter și numai un obiect de artă? Pentru că este unic. Clar, fiecare obiect de artă, în timp ce Lamborghini... Un Lamborghini făcut pe comandă. Nu contează. Rămâne la ceea ce rămâne el. Sau devine, dacă devine și el exponat și devine valoare... de altă natură și trece în zona obiectului simbolic și el. Hai să revin un pic, că am observat că te-ai enervat că l-am menționat pe Marx. Că de prea multe ori așa. Și lasă da. Arta să respire liberă așa. Dincolo de... Da, suntem totuși la RFI, eu zic că nu există, da. Uite, suntem înconjurat de roșu. Am înțeles, deci, te inspiră. Okay. Da. Hai să revin și să spun exact ce am vrut să spun. Unu, e adevărat. Singurul obiect care are această capacitate aproape alchimică de a valora oricât, da. Este arta și un obiect artistic. Asta justifică tot jocul. Într-o anumită măsură, dar e ca și cum ai spune că foamea justifică mâncatul. Da, justifică mâncatul, dar nu lăcomia dincolo de orice... Aia e ceva. Da? Aia este deja estetică. Dacă ești lacom, ajungi în alte categorii. Da, putem spune la un moment dat că deja de la un milion, să zicem, nu știu, sau câteva sute de mii, tot jocul ăsta în jurul lui Brâncuș nu mai este decât un joc, exact cum am spus, al bogătanilor între ei. Înțelegi? Și un anumit tip de speculație care nu face altceva decât să creeze știri de tip tabloid. E ca și când ai lovi arta culinară și ai spune ea nu există, n-are nicio valoare. N-am spus asta. Păi asta spune Marx.
Înțelegi în momentul în care spune că vorbește acolo de o valoare fantomă. Culmea, el nici nu a demonizat valoarea aia fantomă, a lăsat-o... Cred că n-a știut ce să facă cu ea. Păi n-a știut. Da. Și atunci a zis, totuși trebuie să spun ceva și despre asta, pentru că este, uite, da. Vita mai falia. Ia să-i pun eu eticheta acolo și exact. Gata, mi-am luat de o grijă. Da, s-a ocupat după aceea alți economiști capitalist, așa, dar ideea este, din punctul meu de vedere, de promotor de artă care încă trăiește, încă dă din coadă, așa, genul, adică există un anumit, să zicem, o anumită limită în care uzul devine abuz, da? În care, spre exemplu, acest joc al comerțului cu arta începe să se întoarcă în defavoarea ei, da? Și se poate întâmpla asta, nu neapărat, că acum Brâncuș e mort, nu-l mai interesează ce se întâmplă în jurul lui, ci se poate întâmpla chiar în cazul artiștilor în viață. Atunci e mai dramatic, în care, spre exemplu, un artist în viață ajunge să puncteze miliarde. Îți place astea cu miliardele. Da, sunt... Ce să zic? Dacă, spre exemplu, e mult mai interesant pentru mine ce se întâmplă, spre exemplu, cu noua generație de artiști. Că eu, în decursul a 16 ani de galerie, am prins vreo 5 generații, știi? Și într-un mod ciudat... Păi acum, tu ești de la înființare. Da, și într-un mod ciudat, asta noua generație, ăștia care s-au născut, nu s-au școlit, s-au născut după 89, Dane, sunt o ruptură incredibilă. Într-un mod ciudat, s-ar putea ca pentru ei nu ceea ce a făcut Brâncuș realmente ca obiect artistic să fie la fel de important ca știrea aceasta 71 de milioane. Așa. Adică s-a născut o generație de artiști hedonistă foarte influențată de literatura de tip Ayn Rand, materialistă, care consideră că celelalte generații sunt niște plângăcioși, care nu consideră, spre exemplu, că e ceva putred în Danemarca, nu Danemarca capitalistă sau Danemarca comunistă. Nu, bineînțeles, și în acea Danemarca. În orice Danemarca. Da. Da, așa. Bineînțeles. Nu, că totul e bine, da? Că și că... Și că banul e rotund. Și că acumulările sunt bune. Și că soluția, nici măcar soluția sufletească, care oricum sufletul e înțeles în cheie marxistă, că asta e, ce să-i faci. Aici au preluat, capitalismul a preluat ideea marxistă, că sufletul este o organizare superioară a materiei. Aici s-ar putea să-ți displacă și ție această idee, nu? Bun. Și dacă e o organizare superioară a materiei, atunci acumulând mai multă materie, înțelegi? Avea și mai mult suflet. Avea și mai mult suflet. La 71 de milioane înseamnă că am un suflet incredibil. Incredibil, cât o galaxie. Exact. Deci... am asemenea acumulare materială. Iată, îmi place exercițiul logic. E bun, e bun. Păi e bun. Da, este protestant până la urmă, nu? Ce să-i faci? Și te duce în... pe niște comete de te trezești. Și iată, ne trezim aici, în plin glitter, într-o societate materialistă, în care știrile astea sunt deja artă. Iată, 71 de milioane poate fi o artă conceptuală într-o cheie materialist-capitalistă foarte valabilă. Și ar descreți fruntea noii generații. Așa. Da. Eu sunt... Și pe tine te-ar oripila? Pe mine mă oripilează. Hedonismul unei Dar generații? Mi s-a mai spus că sunt o babă comunistă. Da. Ești o babă comunistă, da. Păi ce posibil, ne vine rândul tuturor. Fie încet, încet. Am înțeles, dar totuși ca galerist în viață și activ și care e vorba ta ca să te citesc, dai din coadă. Trebuie să ai de face și cu această nouă generație. Sigur. Trebuie în primul rând să o înțeleg. Nu știu dacă... Face forturi? Dacă, e, specifice. E un fel de... E ca și cum aș mânca metale, dar la limită te hrănește și un pic de aluminiu dacă îl molfăi bine. Da? Da.
e ok. Poate o să ajungi ca Wolverine, o să fii indestructibilă, adamantiu. E nevoie de o mutație gastroenterolog. Așa mai departe. Așa, ca să poți să mănânci așa ceva. Dar, în fine, până la urmă, eu am învățat cumva că formele culturale nu stau în loc și în orice caz nu stau în loc după opiniile unui galerist din Cearoseti 25. Nu? Ci merg mai departe cum vor ele. Mai precis... Stau și în opiniile unui galerist. Sunt fenomene, cum să spun, fenomenele culturale sunt ca și fenomenele naturale. Fii, tu ești partea fenomenului cultural. Nu chiar. Sunt în categoria anunțătorul ploii. Dar nu creezi ploaia. Ea se creează singură. Singură. Aici, slavă Domnului, suntem pe aceeași lungime de undă. Da. Și eu cred. Da. Acum câteva săptămâni am avut o altă emisiune în care mi se explica cum că arta este condiționată politic. Asta e o mare prostie. Ne vom reîntâlni și vom vedea. Și eu am încercat să trâmbițesc că arta o faci pentru că altfel nu poți, explodezi. Păi, în momentul în care ești unul dintre cei care ești chemat. Dar în nu. Primul rând, n-ar putea fi condiționată politic pentru că politicul este efemerul pur. Abia aștept să ne întâlnim toți trei. Efemerul pur. Voi și face tot ce se nu poate poți construi la nimic. La același semicerc. Da. Poți construi nimic temeinic în jur. Arta a avut și va pună, a avut și va avea de-a face numai și numai cu interioritatea. Acolo, când întorci privirile în afară, te poți duce milioane de kilometri lumină în sau depărtare. Când îți întorci privirea spre interior, poți să faci același parcurs de milioane de kilometri. De nefericire, cred că atunci când îți întorci privirea în interior, te lovești de un zid incredibil, imediat, în prima zi. După aia, dacă te încăpățânezi... Măcar să faci o mică găurică și tot eu cred că te vei deveni un fel de rinocer cu un mare cucui puternic în care te vei încăpățâna să spargi ziduri la nesfârșit. Va fi o medalie extraordinară. Ceva se transformă în tine, asta este clar. Asta este clar. Uite, fondul totuși e comun. Fondul ne leagă, indiferent de valurile de suprafață. Dar tu ai mai spus ceva în debutul acestui dialog, că... Artă moartă, artă vie, moaște contra, sau nu, moaște versus obiect în lucru. Păi, și atunci cu ce avem de-a face la licitațiile astea? Numai niște jocuri între oameni care n-au, de fapt, prea mare legătură cu arta, decât tangențial. Deci în momentul în care se pune o etichetă, pentru tine o etichetă 71, de exemplu, e obiectul respectiv e și mortificat cumva automat. A dispărut de mult. Adică singura... Și te mai puneai o întrebare, ce mai generează artă obiectul respectiv? Arta se generează... obiectul respectiv. Da. Asta e o întrebare interesantă. Devine din ce în ce mai greu să elimini... eticheta asta? Impuritatea asta și să mai funcționeze. Gândește-te. De ce te duci să vezi chestia de 71 sau pentru de 141? Orice influența obiectului respectiv în opera ta va părea suspectă. Cum va părea? Va părea... Ok, să zicem că eu sunt un pictor, da? Și văd această... lucrare sofisticată, mă. Așa? Bun. Și gândesc că uite, forma respectivă... Un clasic în viață. Forma respectivă mă inspiră și aș avea ceva de spus și eu sau de făcut ceva în zona respectivă, da? Să zicem, o anumită curbură mă inspiră și aș vrea să o pun, da? Ea, după aia am de decis. Trebuie să fie foarte evidentă influența sau să o maschez. Dacă îți vine să o maschezi cumva, că dacă e prea evidentă, înseamnă că tu vrei să intri în siajul, nu? Hipernotorietății. Hipernotorietății lui Brâncuș. Da. Ceea ce deja e ceva suspect. Și pentru Brâncuș și pentru artistul? Pentru artist, că Brâncuș nu mai are nimic de spus, a murit. Nu, dar pentru percepția lui Brâncuș. Pentru percepția oamenilor din zonă, să zicem, criticilor, care stau să vadă, uite, omul respectiv a făcut o pictură eticheta valabil, inspirată de Brâncuș și tu ai făcut-o exact după ce s-a anunțat această știre 71 de milioane. Sau ești ghinionist și ai făcut-o cu 5 minute înainte. Sau ești ghinionist, exact. Și atunci, și lumea ce o să zică? Sau lumea? Și tu ce o să zici despre tu, cel care o faci, ce o să zici? Ia uite-mă, frate. Păi
o să se gândească, e clar minat orice tip, orice mesaj, știi? Trecerea mai departe a unui mesaj nou, original, înțelegi, inspirat de o lucrare respectivă. Toată lumea o să zică... Poți să fii dibac, îl folosești ca, ca citat. Ai făcut, ai dânsuit Țonțoroi în jurul unei hore deja bine înfipte și care are, iată, impact tabloid major. Dar nu e totuși o chestie de mândrie? Domne, uite, omul nostru, uite ce a făcut, a devenit reper. Pentru suporterii care nu joacă fotbal. Ca la... Da. Dar până la urmă totul se face pentru suporteri sau pentru fani sau pentru public. Eu am venit aici în calitatea mea de băiat rău și un om care stau totuși lângă artiști și interesul meu, obsesia mea este ca muzica să continue. Dar spune-mi, care sunt obsesiile artiștilor? Obsesiile artiștilor sunt în primul rând un anumit tip de sunt diferite. Bineînțeles. Sunt diferite. Dar ca idee așa. Mai degrabă se poate spune ceva la modul generic, în sensul ăsta, numai încercarea de a depista adevăratele obsesii. Aia e o mare obsesie. Știi? De a le pune în joc, pentru că în acele obsesii tu poți să îți găsești un stil propriu. Și stilul propriu de obicei vine... numai dacă ești atent la chestiile astea și nu la zgomotul exterior, la cine știe ce aspecte politice... Cum ar fi, de exemplu, sau, niște moaște sau un altar. Și ăsta e un aspect politic, să știi, pentru că e mai important pentru politicieni, înțelegi, această situație. Avem Brâncuș, ați auzit de Brâncuș. Avem valoare. Ei pot să avem echipă, avem Brâncuș, avem ei valoare. Ei, un politician, în momentul în care se duce la o chermeză de asta de ciocli, da? Și va trebui să intre în discuție cu cine știe ce alt expat sau așa străin și oamenii scoate n-au auzit de România, cu Brâncuș. O să poată să deschidă să fie acest și nu e bine. Icebreaker va fi, ați auzit de Brâncuș, 71 de milioane. Faci cu ochiul și ai deschis o discuție. Și simpatică. În momentul ăla poți să deschizi discuția de pe un anumit piedestal de superioritate. Perfect. Pentru politicieni, repet, nu pentru artiști. Păi, dar lucrurile astea folosesc în viață, uneori când nu te aștepți. Poți să-ți dea te trezești că ai un alt statut. Și așa și pentru restul lumii, care, uite, unul ca mine, care ies și el de pe margine, mai trece pe trotuar, vede un afiș cu... Nici tu nu crezi asta, da. Bine. Faci pe băiatul bun. Trebuie. Ai văzut în orice film american, un polițist rău, un polițist bun. Important este să ajungem la adevăr. Să știm. Nu trebuie totuși să faci acum. Nu cred că ucigașul de artă e piața liberă și achiziția la liber. Eu nu cred în chestia asta. Lasă obiectul să ajungă unde ar fi. Știu, dar și ce nu spune, de ce ți-e teamă de... Ce nu spune multă lume este că arta, în măsura în care e făcută în contemporaneitate, ea are un termen limitat de valabilitate artistică, în sensul vieții artistice. Asta este. Cum adică? Uite așa, în sensul că în momentul în care un artist... Adică o Capelă Sixtină e expirată acum? Sunt unele lucrări de artă care trăiesc și ca moaște. Sunt ca Sfântul Spiridon ăla care se ridica în mormânt, da? Și umbla. El fiind un zombie bun, viu, creștin. Cam așa. Mai există și situații de tipul ăsta, foarte rare. Le numeri pe degete. Una da. E Capela Sixtină, da. Care odată exact. Se dă jos și vine la tine și zice... Mai sunt exemple, clar. Dar de cele mai multe ori, situația este că până și în cazul Capelei Sixtine, vreau să spun că sunt anumite situații totuși, adică un context social și religios în care au fost făcute și absolut sigur ne scapă multe lucruri pe care niște profesori de istoria artei le tot dezgroapă. Spre exemplu, asta e meseria lor. În cazul lui Giotto, să zicem, da? În cazul lui Giotto, Capela Scrovenii. N-ai de unde să știi, spre exemplu, că albastru ăla din spate pentru noi înseamnă albastru, da? Dar în epocă el era făcut în lapis lazuli, era mai scump decât aurul și era ca și cum te-ai uita la Burj Al Arab
făcut în platină. Deci albastru ăla era mai scump decât orice decât aur. Decât soarele de pe cer. Decât soarele de pe cer, da? Da. Deci era un manifest al puterii acolo. Nu era o simplă culoare albastră, spre exemplu. Da? După aceea, Capela Sixtină ea funcționează pentru... Gândește-te că în Capela Sixtină e cam... Dacă ar putea fi definită ce e Capela Sixtină. În Capela Sixtină este cum a făcut Dumnezeu, cum a făcut bărbații lumea între ei. Cam despre asta e vorba, că totul e, are un aer masculin. Așa, dar ideea este și poți să faci, cum să spun, să faci... Ne vom lua castane. Faci peisajul complet, gândindu-te în primul rând ce se întâmplă acolo în afară de turism. Turism de la foarte bine organizat, în care n-ai voie să fotografiezi, în care intri așa în grupuri organizate, te uiți puțin în sus și pe aia pleci. Dar e totuși făcută pentru ceva. Pentru că toată lumea vrea să se închine la moaște, așa după cum ai definit tu. De-astea... Utilizarea ei a fost una singură, ea e încă utilizată doar pentru asta. De la început lumea și-a dat seama care de a face, nu cu o operă de artă, ci a sărit direct dincolo de termenul de valabilitate și a trecut în moaște. Nu, Dane, e folosit ca să se numească papa. Acolo se întâlnesc cardinalii. Da, nu asta e problema. Dar pentru aia a fost făcută. Atențiune, deci niște bărbați se întâlnesc și sunt alți bărbați care au făcut lumea între ei sus pe pereți. Este și Maica Domnului acolo. Da. Și la judecată. Și o doamnă. Într-adevăr, l-a judecat. Așa. Dar, deci, iată, uite, un context care îți scapă dacă nu știi istoria artei și nu faci plonjeu de-asta. Dar... Pentru Michelangelo nu cred că a fost... Ok, revenind, că era doar un exemplu. Da. Revenind. Un argument. O operă de artă e făcută într-un anumit context. Care ține... Întotdeauna e făcut într-un anumit context. Și ea este decriptată la modul optim în 10-20 de ani, după care începe răcirea ei, cum ar veni. Ea poate să continue să emane căldură multă vreme. Dar... Sau sfințirea ei. Sau sfințirea ei, exact. Dar tot timpul este mai degrabă să știi că cumva un... foarte mult din istoria receptării artei, obiectelor artistice, este de fapt istoria neînțelegerii mai degrabă decât o istoria înțelegerii. Dar de ce treci sub tăcere un factor absolut obiectiv, dacă tot îți plac lucrurile astea obiective? Și care... Nu-mi plac lucrurile obiective, dar... Da, păi de la el ai început cu celebrul care va să zică... Era doar așa, ca să... ca să avem de unde să avem... pornim, da. Un moment de schimbul intrigă. Schimbul de generații. Așa. Deci, acea căldură este percepută drept funcțională la fiecare schimb de generație. Pentru tine, într-adevăr, există un termen de valabilitate. După primul impact, te-ai mirat la 10, 12, 13, 14 ani, când începi să ai de-a face cu lumea, da? Ai avut prima mirare organică, indiferent cu ce domeniu ai avut de-a face. În cazul nostru aici, să spunem, cu arta rectă, Capela Sixtină, după care, într-adevăr, după 10-20 de ani, deja nu mai se resimți în toate celulele ce înseamnă Capela Sixtină. Dar vine cealaltă generație care va avea aceeași reacție și aceeași reacție. Nu neapărat aceeași. Ei. Nu, e ei. Filtrată diferit, dar... Nu identică, bineînțeles, dar... Fii atent. Dar așa ajungem la moaște și tezaurizare și canon. Vorbeam de... Și educație. Vorbeam de criteriu politic sau social-politic. Nu mai are niciun legat de semnificație, artă. Criteriu politic. Pot social. Pot să-ți dau o definiție. Nicio artă nu se produce, nu are ca drept cauză un aspect politic sau social. Vorbesc de arta bună, după părerea mea. În schimb, receptarea ei are totuși legătură întotdeauna, cu bineînțeles, mindset, dar bineînțeles, dar artistul, mie îmi place să cred că artistul este întotdeauna în timpul creației lui o persoană cu desăvârșire liberă, pentru că ia totul de la zero. Sau cei care cercă o fac. Da, cei care o fac asumat. Cei vorbind de marile
mari foritori de moaște. Hai să restrângem, să facem, ca să facem o punte. Știi cum sună chestia asta cu restrânsul definiției artei? Da. E exact în răspăr cu ce a făcut arta în ultimii 60 da. De ani, care a extins, cum să spun, sfera artei până la infinit. De la Duchamp, ea este în perioada ei furioasă și are foarte multe coșuri. Și deja au trecut 100 de ani. Se spune acum că cu adevărat am învins noi ăștia din artele vizuale, pentru că da. Acum avem și monarhul lumii, artist. Care este? Donald Trump. Este așa un mare monarh în intrarea altei? Marele clown a ajuns, iată, monarhul lumii. Da, nu știu, păi, mai degrabă e stand-up comedy, dacă vrei. E artă. Dar nu despre asta. E performance. E performance, ce vrei tu. Dar nu despre asta este vorba. Ideea este... Am extins așa de mult sfera obiectelor artei, încât am ajuns până și la zona politică și iată am învins. Da, ok, probabil de asta lumea se și repliază pe spații din ce în ce mai trecute, mai tezaurizate, mai cunoscute, pentru că în jocul ăsta de acum eliberator, dar care este de-a dreptul haos ceea ce se întâmplă și ceea ce se vinde la ora asta, e greu să te orientezi. Asta ca să fim cât mai corect din punct de vedere politic, vorba aceea. Nu ești progresist, măi, Dane. Ba da, sunt foarte progresist. Acolo, cu progresul, tot înainte. Să-i dăm cu progres înainte. Dar nu știu cum e treaba asta în artă, pentru că, de exemplu, între Michelangelo și Duchamp, nu știu dacă ne e vorba de progres, cât mai degrabă de noutate, și aia e cu totul altceva. Între Bach și Prokofiev este la fel. Nu știu dacă e vorba de progres. Nu este progres în artă. Păi, atunci... Mai ușor cu progresul pe scări, că se varsă vorba aceea. Da, tu știi bine conținutul. Că și eu sunt un pic taliban în privința asta. Da. Da, sigur. Dar uite, dacă tot e cu vorbeam de mari făuritori de moaște. Oamenii ăștia, cel puțin mie îmi place să cred, e adevărat, vine Iuliu al II-lea și spune... Am un tavan, n-am ce face cu el, fă ceva să-i placă și la ficatul meu, vorba aceea, nu? N-a apucat să vadă. N-a apucat multe, dar s-a prins el de ceva fundamental, că s-ar putea genera valoare fantomă acolo, știi? A spus el asta cu fantoma, avem și noi, și noi ne ocupăm de ceva cu fantome pe aici, ia dă-i drumul. Păi da, religia și arta au fost inițial același gest. Păi care au fost la fel ștampilate de către domnul în cauză, cu etichete așa... Eu vorbesc înainte de situația renașentistă. Nu, eu vorbeam de Marx. Aha, da, bine, pus, să-l lăsăm pe Marx. Exact, hai să-l lăsăm. Să-l lăsăm pe Marx aceasta, ca o notă la istoria recentă. Exact. Okay. Și la discuția noastră despre artă. Eu cred că ei, fiecare dintre acești mari făuritori, în care, iată, slavă Domnului, avem și pe Brâncuș, repet, obiect de mândrie. Obiect de mândrie. De ce să nu ne mândrim cu acest lucru? De ce n-am face-o? Eu nu mă mândresc cu deci, noi avem și noi, pe omul nostru, a fost la fel de liber, la fel de puternic. Nu la... Adică nu mă mândresc cu 71 de milioane. Nimic. Mă mândresc cu Brâncuș. Cu Brâncuș, nu? Bineînțeles. De exemplu, singurul lucru care mi-a plăcut în acest bal mascat al de tip cu titulatură caragioasă numit Art Safari, a fost un desen haios de Brâncuș făcut, cred că pe o bucată de hârtie așa. Era o pupăză care era cu clonțul în curuleț sau o chestie. Așa era numele? Pupăză cu clonțul în curuleț. Scris așa. Un joc mic, simpatic. Discret. Da, dar Art Safari a mai pus un Brâncuș la deschidere, așa că uite... Cu Brâncuș... Uite, aia așa a făcut treaba. Acel desen simpatic. Da. Făcut cu umor oltenesc. Și celălalt era făcut cu mare meserie anatomică. Academică, da. Da, așa că... Ce să zic? Dom'le, omul putea tot. Ensiajul încă al lui Rodin. Da, și așa mai departe. Da.
Omul întâi trebuie să pornești de undeva. Nimic nu vine din nimic. Contează că s-a eliberat. Da, da, pupăza aia. Vine din tei. Îți spun eu, de acolo vine pupăza. Și aia noastră. Cucu și cu pupăza n-are rost să alimentăm. Aia ar trebui făcută logo pentru București. Da? Pupăza cu clonțul în curuleț. Nu mai insista. Nu mai insista că nu are rost. Mai bine să terminăm pe un sistem academic. Deci, 71 de milioane să fie primit. E foarte bine. 71 de milioane egal 0. Egal 0? Pentru tine? Da. Dar totuși așa pentru noi parcă 0, ceva, nu? Păi. Avem dreptul la mai mult de 0? Toată lumea poate să strige Hai România, da. Păi e și asta o formă de striga Hai România. A, nu, asta e. Nu astea sunt faptele prin care slujești cu adevărat România. Am înțeles. Nu și nu și nu și nu. Unde-i progresul? Nu există progres. Nu există progres, bravo, ei suntem de acord în artă. În artă. Bun, Dan Popescu, mulțumesc pentru această discuție. Sper ca cei care au fost alături de noi să fie în număr cât mai mare și să se mândrească cu Brâncuș și de acum încolo, pentru că avem cu ce? Avem valoare, nu? Mulțumesc încă o dată, rămâneți pe RFI.